Eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătiște-ușor.ro. Dragii mei, se apropie iarna, ceea ce înseamnă că ne putem apuca să facem tot felul de preparate specifice iernii, cum este salata pe care vreau să vă arăt eu astăzi. Voi face salată cu sfeclă roșie coptă și mere. Pentru această rețetă voi folosi două bucăți de sfeclă roșie mai mari. Eu am aici aproximativ 1 kg de sfeclă roșie. Voi coace cele două bucăți de sfeclă. Voi folosi două mere. Eu am mere verzi, puteți folosi orice culoare doriți. 3 fire de ceapă verde. O jumătate de legătură de pătrunjel, o lingură cu oțet balsamic, puteți folosi și oțet normal sau ce oțet aveți dumneavoastră, o lingură cu miere, câțiva mililitri de ulei de măsline, sare și piper după gust. Pentru această salată, eu am decis să coc sfecla, așa că voi pune cele două bucăți de sfeclă pe o tavă acoperită cu hârtie de copt și le voi coace în cuptorul încins la 200 de grade timp de 30 de minute sau până când sunt moi și bine coapte. Puteți să introduceți și o scobitoare mai lungă în interiorul lor pentru a vă asigura. Bineînțeles, puteți să și fierbeți bucățile de sfeclă dacă doriți, dar mie îmi place mai mult să le coc. Sfecla s-a copt, am lăsat-o să se răcească complet, apoi am decojit-o și acum așa arată ea. Vă voi arăta cum am decis să o tai. Am și încercat un pic, am încuțit din acesta ondulat și îl voi folosi pentru a tăia sfecla în bucățele din acestea aspectuoase. Uitați ce drăguț arată. Sfecla este totodată și o legumă care, odată coaptă sau și crudă, are tendința de a păta. De aceea mâinile mele sunt destul de roșii. Și voi tăia în felul acesta ambele bucăți de sfeclă. Am tăiat toată sfecla, puteți să o tăiați și în cubulețe dacă vreți sau în alte forme. Acum voi toca mărunt pătrunjelul. Și acum voi toca și ceapa. Ultimul ingredient pe care trebuie să-l toc sunt merele, pe care le voi tăia mai întâi în felii. Apoi le voi mărunți. Și voi proceda la fel și cu celălalt măr și voi pune în bol peste restul ingredientelor. După ce am terminat de tocat merele, tot ce îmi rămâne de făcut este să fac dressing-ul. Aici am oțetul balsamic, îl voi amesteca cu miere. Voi pune și un pic de ulei de măsline. Dressing-ul este gata. Acum, peste salată, voi pune un pic de piper. Voi pune puțină sare. O să mai pun puțin ulei de măsline. Voi pune dressing-ul și voi amesteca foarte bine. Salata mea cu sfeclă roșie coaptă și măr este gata. Sper că v-a plăcut rețeta și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalului meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici!
Pa, pa!